Auziți, domnul președinte, uitați, mi-a dat acum mesaj Gabi Răduță, șeful Academiei de Copii și Juniori de la Dinamo, ci că domnul Mărginani semnal n-are și se laudă care staff la echipă. Ce părere aveți? Cum? Ce zice Răduță? Mărginani semnal nu are și vrea să zică care staff la echipă. În glumă, normal, glumește. Nu, glumește, glumește cu dumneavoastră, nu a fost cu răutate. Păi nu are glume cu mine, că poate să-mi fie copilul omului, am 60 de ani, mă, ce glume să astea? Mulți înainte. Mulți înainte, domn președinte, mulți înainte. Hai să mor eu, să nu încurcăm gara cu trenul, domnule. Dar cum ați reușit să vă gospodăriți acum financiar? Pentru că ați avut o perioadă destul de grea și înțelegem că tot acest staff, ok, se face doamna, economie de la... Păi mine, bunul Dumnezeu, m-a încercat în 2016, când era echipa în divizia B cu conturi blocate și datorită 3.860.000 de euro, basketbaliști au cerut faliment. Pentru mine, acum e raiul pe pământ, doamnă, credeți. Felicitări, domn președinte, și multă baftă. Vă mulțumim că ați intrat alături de noi. Sănătate multă. Eu vă mulțumesc, dar eu nu zic, nu să fac glume din astea, pentru că ar trebui să ne respectăm, că chiar muncim și Cornel Călnar, de câte ori a mers la Dinamo, a mers cu sufletul, nu a câștigat bani, nu are avere, un om sufletit și, vedeți, m-am împărțit cu el o cameră și un pat timp de aproape 3 ani de zile. Nu, Gabi Răduță a glumit, mi-a zis să vă transmit așa în glumă, n-a vrut să fie rău, Doamne ferește. Spune la Gabi Răduță că dacă Tălnar merge și se rezolvă problema, o să aibă salariul la zi, bugeti și terenul de fotbal adecvate, îl asigur eu, Întâi să se prelungească contractul. Îi crește salariul cu 200% că merită.